Bună seara, doamnelor și domnilor! În următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. În această seară vom discuta despre marșul organizat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și desfășurat pe parcursul zilei de duminică. Vom discuta despre datele prezentate de un studiu, de un raport făcut public de Institutul Republican Internațional American și ultimele știri care au marcat de fapt această zi. Este vorba de demisia guvernatorului Băncii Naționale, domnul Cioclea. Îi salut în studio pe Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul Denis Răilean, activist civic. Bună seara, bine ați venit la Reflector Analitic. Și nu în ultimă instanță, Roman Mihăieș, analist politic. Bună seara și bine ați venit! Domnule Lebedinski, vreau să încep această emisiune prin a vă întreba. Colegii noștri din media au scris controversat în raport cu marșul de duminică. Vreau să aflu din primă sursă care a fost de fapt obiectivele marșului organizat de PSRM și dacă în linii mari și-au atins obiectivele pe care și le-au propus. Pentru că de fiecare dată există această contradicție la capitolul număr de oameni care participă. Am consultat mai multe surse și dacă ar fi să facem o medie, am ajunge aproximativ la 12.000. Este așa sau nu? Haideți să începem. Noi nu ne-am pus ca sarcină să adunăm un număr anumit de persoane. Da. Sigur, noi am invitat persoanele, noi am făcut acest mesaj public, noi, prin toate mijloacele care noi am avut posibilitate, noi am solicitat persoanelor și am menționat faptul că pe data de 18 decembrie va avea loc acest marș de solidaritate și de care să manifeste voința poporului de a schimba situația în țară, de faptul că toți cetățenii de acum nu mai sunt în stare să mai suporte și am ajuns la situația când conducerea nu mai poate, poporul nu mai poate suporta, nu mai poate conduce, ci poporul nu mai poate suporta. De ce? Ca să nu ajungem la următoarea etapă, care de fapt este o revoluție, și venim cu propunerea să, ca alegerile parlamentare care vor fi, să fie unele legale, să fie obiective și fără adieri de o parte sau de alta. Adică să fie respectată voința poporului. În cadrul acestei manifestări a fost pusă temelia platformei electorale a fracțiunii, a formațiunii, mai bine zis, pentru alegerile din februarie 2019? Cred că nu. Acestea sunt mesajele care noi le propagăm pe parcursul ultimilor 7 ani de zile și unele din aceste, evident, suntem o formațiune care putem să intervenim cu noi propuneri, cu noi sunt chiar și unele la care noi de cum le-am realizat, sunt unele la care le-am abandonat, dar în special în cazul dat noi mergem pentru a dezvolta țara. Domnule Răilean, dumneavoastră în calitate, iată, de activist civic, cum vi s-a părut marșul organizat de Partidul Socialiștilor? În ce măsură doleanțele organizatorilor au fost exprimate clar pe înțelesul oamenilor simple? Eu cred că oamenii într-adevăr s-au săturat de salarii mizere, de mai multe faptele care se fac acum în Moldova, de pensiile într-adevăr rușinoase și practic oamenii au susținut. Ne uităm că a fost o zi friguroasă, destul de frig a fost în ziua și ei s-au grămădit. De număr, evident, nu știu cât, au fost foarte mulți, capătul nu se vede, dar în realitate câți oameni tot nu cunosc situația. Dar oamenii au ieșit într-adevăr pentru că vor schimbare în țară, vor ceva mai bun, vor să au o viață mai bună, să pot să vină părinții acasă, pot să vină să muncească aici pe teritoriul Republicii Moldova, vor să aibă statalitate. Nu, cred că asta a fost toate problemele. Dar spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, cum considerați? PSRM-ul poate fi un catalizator pentru partidele de stânga? Mă refer la viitoarele alegeri din este la moment. Am înțeles. Da. Asta și dacă se înțeleagă domnul președintele care a fost Voronin exterior, că Partidul Socialiștilor acum din stânga asta cel mai mare putere care este după sondajurile care am văzut, 47%, dacă au fost amoi alegeri, aveți susține de popor de 47%. Și cred că în situația asta mai gine de unit, și, adică să unească, să vină, să înțeleagă domnul Voronin că
mai bine de făcut o coaliție de stânga. Da. Domnule Mihăiș, probabil ați urmărit, de fapt, desfășurarea acestui marș, ați regăsit și principalele obiective pe care și le-au propus organizatorii. Unele dintre ele au fost enunțate și în campaniile electorale anterioare, însă se consideră a fi destul de stringente pentru societate. Probabil din acest considerent au fost aduse în prim plan. Cum considerați? Ceea ce s-a reiterat era nevoie? Reprezintă, de fapt, problema stringentă? Bine, am văzut aceste 10, ca să zic așa, deziderate, inclusiv cu mărirea de salariu până la 600 de euro și pensia până la 300 de euro, ceea ce unii comentatori au zis că mai mult pare a fi populism, pentru că e foarte complicat să ajungi la salariul mediu de 600 de euro. Apropo, platforma DAS cu PASO și-au propus cu 1.000 de lei mai puțin, 11.000 de lei. PSRM dă 12.000 de lei, deci oamenii au de lege cel puțin. Trebuie să vedem dacă aceste 10 puncte sunt realiste. Sigur că un partid de stânga trebuie să aibă un mesaj social și aici am văzut și medicina gratuită și învățământul gratuit. Numai că noi știm foarte bine că medicina de azi deja este pas de asigurare, care este o formă, să zic așa, modernă asigurarea de sănătate, dar să o facem gratuită, poate că pe anumite poziții ar fi posibil, poate pentru anumite păzuri, dar nu cred pentru toți, pentru că, de exemplu, astăzi, știm bine că pensionarii nu plătesc polița de asigurare, tot e un fel de gratuit, sau cei care sunt șomeri. Deci avem și astăzi elemente de gratuitate în medicină, dar să o facem totalmente gratuită nu o să reușim, asta nu e real. În orice țară lumii, medicina costă foarte mulți bani, miliarde de dolari și așa mai departe. Eu aș vedea aici o reformare profundă a domeniului medical, pentru că e un domeniu foarte important pentru noi toți, ca să avem servicii mai calitative medicale, poate cu masarea unor spitale, poate aducerea unor tehnologii de psihotare, mărirea salariilor medicilor. Sunt mai multe de discutat aici. Ceea ce ține de gratuitatea studiilor, iarăși putem discuta. Statul are câteva sute de locuri sau câteva mii de locuri la buget, gratuite, deci există elementul ăsta și azi există. Deci iarăși putem să discutăm despre îmbunătățirea, zicem, cadrului de profesoral. Apropo, eu am ridicat eu sunt diverse problema asta. De ce noi avem 44 de universități în țară? Noi nu avem atâtea cadre universitare pregătite ca să avem 44 de universități care să ofere diplome calitative, studii calitative. Trebuie să le comasăm. Nu știu dacă câte se rămână, vreo 10, 20, dar să fie mai calitative decât 44, pentru că eu uneori întreb ce facultate termină. Și când îmi spun eu de numire, prima dată aud și îmi dau seama că facultatea aceea, nu știu, e imediat, sau undeva pe Bălți, sau nu știu, pe unde, pentru un raion. Da. Bine, nu contează dreptul să avem universitate nici la Comrat, nici la Bălți, trebuie să fie calitative. Trebuie să aibă... Apropo, ce mai era acolo interesant în programul electoral? Bine, sunt mai multe chestiuni. Eu cred că PSRM și-a lansat dezideratele principale și cred că o să vină cu mai multe concretizări, pentru că un program electoral trebuie să conțină clar și desfășurarea. Trebuie să vedem motivarea. Când spui că vreau să vă ofer, de exemplu, medicină gratuită, trebuie să-mi explici cum ai să faci chestia asta, ca să fie credibilă chestia, să nu pară doar o zincă electorală. Sigur că PSRM pe stânga rămâne partidul principal astăzi, dar să nu uite că îi suflă de înceapă și comuniștii, și șor, și usate, deci o să fie o luptă. Păi iată anticipat întrebarea mea. Da. Îi poate uni socialiștii pe toți de pe stânga? Nu are cum și vă spun de ce. Pentru că, hai să spunem așa, în primul rând că vă rog ne-ai spărat socialiștii că a plecat domnul Dodon și Grăceana de acolo și au format partidul socialiști și acum nu mai poți face pace, că omul e spărat și are dreptul să fie spărat în felul lui, cum are dreptul de partea lui, nu? Partea cealaltă, cu șor, eu nu cred că ești de dat spate să împace și nici nu cred că le trebuie, eu cred că sunt chestii diferite, nu? Au obiective diferite și eu nu văd nici cu USAT împăcare. Eu sunt convins că USAT să fie pe lista cel puțin a partidului nostru, să nu uităm că partidul nostru are poziții preferențe în Bălți. Cel puțin două mandate pe uninominal ne-a să aibă de acolo. Deci oricum a să fie un partid reprezentat parlamentar minimal cu 2-3 deputați. Altceva este că după ce partidele se vor regăsi în Parlament, să vedem care dintre ele va trece cu câți deputații, pot să inițieze o discuție de colaborare pe anumite proiecte. Sau pe poate, care le consideră prioritare. Da, sau pe chiar și un program de guvernare comun, cu toate că aici va fi foarte complicat de discutat, pentru că chiar dacă ele sunt autodeclarate de stânga toate partidele, dar au totuși niște stiluri diferite, au specificul lor fiecare și sunt mai mulți factori aici care trebuie discutați. Da, domnule Vedinschi. A existat Congresul PD, iată, Partidul Socialiștilor a organizat și ei un marș
ar fi termenul cel mai corect, rămân în albia ceea ce spunea de fapt domnul Mihăieș. S-a discutat cu vreun partid de pe stânga ca să participe la evenimentele organizate de PSRM-ul și în eventualitate să mergeți în alegeri? Au fost numite trei partide extraparlamentare, adică Șor, Usatăi și comuniștii, dar există și alte partide care au, da, sunt de acord, ele au o influență mult mai mică pe eșichierul politic, dar oricum ele există și noi conlucrăm cu ele și sigur că suntem acea forță motrică care încercăm să comasăm împrejurul nostru acele puteri de stânga, dar și cele de centru care au viziuni prostatare. Dar vreau să menționez, adică domnul Heș a menționat faptul că uite, medicina gratuită. Noi nu vorbim de absolut toată medicina să fie gratuită, dar polița de asigurare să acopere toate cerințele care sunt. Să nu fie nevoit cetățeanul odată ce a plecat în spital să mai dea încă plăți și plăți și plăți suplimentare. Adică polița să acopere absolut integral toate cheltuielile. Ceea ce e legat de educație gratuită în instituțiile preșcolare, școlare, liceale, nici nu se discută, absolut toate trebuie să fie gratuite. Evident, dacă sunt careva părinți care vor să facă studii în instituții cu plată, noi nu negăm această posibilitate. Este piață, dar acele servicii care sunt furnizate de către stat în educație, ele nu trebuie nici într-un mod să fie mai joase decât cele care sunt prestate în instituțiile private. Aceasta ne punem ca scop și vreau să atrag atenție că, dar ceea ce e legat de universități, comanda de stat, cu părere de rău, la moment nu există. Noi vorbim de gratis, comanda de stat, acele profesii care sunt necesare pentru stat, vorbim de ingineri, vorbim de profesori, vorbim de pedagogi, vorbim de alte domenii necesare în stat pentru dezvoltarea statului, acele, evident, statul trebuie să-și asume responsabilitatea și să încheie aceste contracte cu viitorii abiturienți, pentru ca ulterior, după absolvire, ei să lucreze în economia națională. A fost adoptată vreo rezoluție? Ce decizie s-a luat de pe? Aceste 10 întrebări au fost și puse ca rezoluție și au fost adoptate de către această mulțime de oameni. Domnule Răilean, vreau să aflu părerea dumneavoastră. Dacă dați voi, dumneavoastră m-ați întrebat și ce e legat de partide. Da. Aceste trei partide, de fapt, da, ei sunt într-o oricare măsură concurenții noștri pe eșichierul de stânga, dar noi niciodată nu ne-am relaxat, pentru că în politică, în orice moment, dacă te consideri că ești cel mai, atunci pierzi. Dar trebuie să recunoaștem că la moment noi suntem din electoratul de stânga, noi suntem lideri și evident toate partidele acestea încearcă să ne atace pe noi pentru ca să rupă o bucată din electorat. Până când lor rău le reușește și până când noi mergem înainte. Da. Dacă noi undeva vom scăpa de sub control, nu ne vom onora obligațiunile, atunci putem să avem careva probleme. La moment noi mergem foarte bine și cred că alegerile din 24 februarie vor demonstra acest fapt. Domnule Răilean, de fapt majoritatea analiștilor politici, atunci când sunt rugați să facă anumite prognoze legate de 24 februarie, de alegerile parlamentare, dau șanse reale 4 partide că vor accede în Parlament. Este vorba de PSRM, PD, PPDA și PAS. Împărtășiți aceeași viziune? Cum vedeți cât de pestrițat va fi viitorul Parlament? Uitați, PSRM-ul într-adevăr are o echipă puternică. Mulți deputați au observat că ei se ducă și tot timpul vorbesc cu oameni. Adică nu acum la alegeri, dar pe teritorie ei se ducă tot anul. Și într-adevăr am văzut o susținere foarte mare a oamenilor. Chiar faptul acela că domnul președintele a stat lângă oameni, a stat și era primit foarte bine și acum domnul președintele a fost și a vorbit nu numai cu Rusia, a fost și a întâlnit cu niște, adică cu toți prezidenți al lumii. Asta cred că, dacă nu mă greșesc, a fost prima dată în istoria Moldovei când domnul președintele a întâlnit cu toți prezidenți. Cred că oricum PSRM-ul are într-adevăr o șansă foarte, foarte mare pentru să obțină victorie. Da.
Domnule Mihăieș, iată, domnul Ilian spunea despre președinție, despre credibilitate. Eu vreau să trecem un pic și la rezultatele sondajului făcut public de Institutul Republican Internațional American, care la întrebarea în care politician sau persoană publică aveți mai multă încredere, datele sunt următoare: Igor Dodon 27%, Andrei Năstase 14%, Maia Sandu 13%, Pavel Filip 6%, Vladimir Plahotniuc 6% și Andrean Candu 2%. Haideți să începem cu vârful acestei piramide. Igor Dodon are acest capital de încredere datorită, nu știu, faptului că este președintele țării sau datorită acțiunilor pe care le întreprinde dânsul? Cum vedeți descifrarea acestor date? Au fost două sondaje relevante în ultimele câteva zile. A fost și sondajul domnului Petruții, probabil că ați urmărit și sondajul AERAE-ului, care acum au discutat. IMAS-ul, da. IMAS-ul plus AERAE. Dacă luăm așa o medie să discutăm, noi vedem un tablou aproximativ al zilei cum stau forțele principale politice și liderii principale ai țării. Ce ține de președintele Dodon, dânsul are într-adevăr un rating mai înalt decât a Partidul Socialiștilor, pentru că așteptările față de instituția prezidențială întotdeauna au fost mari. Oamenii și-au legat niște speranțe de figura președintelui, ales anume de întreg poporul. Numai că aici noi avem o situație că președintele nu are puternicile unui președinte într-o republică prezidențială sau semi-prezidențială, dar oricum așteptările sunt mari, pentru că există o mare parte a societății cu mentalitate paternalistă, care așteaptă că cineva, un tătucă sau un președinte sau un țar, o să vină și o să rezolve problemele. Din păcate, la noi, capitalismul, zicem, nu pătrunse încă foarte masiv în mentalitatea oamenilor, cu toate că trăim într-un capitalism sălbatic, cum spun experți economici, și de asta sunt așteptări mari. Repet, președintele nu are împuternicire și el nu a reușit să facă în acești 2 ani aproximativ nimic din ce și-a propus. Cu atât mai mult și Partidul Socialiștilor, care este liderul acestui partid, cel puțin neformal, este în opoziție. Dar aici vorbim despre un partid de opoziție și de așteptări. Vedem mai departe pozițiile din clasament. Năstase 14, ce confirmă clasamentul așa partidilor. Și ce spus despre partide. Socialiștii au 32% în acest sondaj, 32%, da? Da. PPDA și PAS-ul câte, și PD-ul câte 12%. Aveți perfect dreptate. Și dacă luăm și sondajul domnului Petruță, sunt 4 partide care trec în Parlament garantat. Pentru că PPDA o să meargă cu PAS-ul pe o listă. Aceste partide reprezintă țopii criminali și tot cu filatul lor și tot cu Platon. Și apropo, acolo e vorba de infracțiuni grave și de miliard și de dilapidări și... Când a citit sentința lui Filat, mi s-a ridicat părul în cap. N-am crezut că un prim-ministru... E posibil în atâtea, da? Că nu în viață, în câteva zile. Pardon, câteva ani. Apropo, mi-a zis că m-ați corectat în 3 sau 4 ani de zile. Da. Dar dacă rămâneam vreo 10 ani, mă și în condițiile când aceste partide, ele provin din fostul PRDM, pardon, din actualul PRDM, care... De fapt, e pe ultima sută de metri. Sută de metri. El a obținut în viață pentru că a mai dat niște bani de la buget, dar după aceea cred că o să-l lichideze, o să-l comaseze cu aceste două entități. Și eu cred că asta este ziua de mâine a Republicii Moldova, cel puțin nu aș vrea să cred că oamenii sunt atât de naivi ca să creadă că Maia Sandu și Andrei Năstase sunt politicieni noi care într-adevăr vor integrare europeană. Ei vor să-și scoată șefii de la pușcării și să revină ei în pozițiile lor. Și ce ține de PD, el a făcut două mișcări puternice, așa numit legea pensiilor și legea mai ales a salariilor, se simte în aceste două sondaje că există, cum zic rușii, teagă, adică au apărut de jos un anumit electorat care începe să aprecieze aceste manifestații, pentru că și PD e în parte de centru stânga, el nu e departe de, ca zic așa, ca și doctrina dumneavoastră. Ca și social, nu e departe de socialiști, pentru că social-democrații și socialiști în toată lumea luptă pentru dreptul celor mult săraci, pentru dreptul defavorizate și luptă cu capitalul mare. Ce înseamnă socialist și social-democrat? Înseamnă că tu, în primul rând, nu pui interesul capitalistului și oligarhului și celui care, să zicem, liberale, pun în primul plan bătura de business, da? Dar tu, ca socialist, ca social-democrat, trebuie să pui, în primul rând, să vezi cum trăiesc pensionarii, cum trăiesc țăranii, cum trăiesc muncitorii, cum trăiesc mamele cu copii, să vezi, poate le dai o pensie mai mare. Și aici ei au bătut bine în aceste democrații, în aceste două momente cu pensie și salarii, și se vede că se ridică ratingul și eu o să mai crească, pentru că banii încep să se plătească după anul nou, salariile mărite. Și atunci avem tablou ăsta, socialiștii pe stânga, social-democrații care sunt social-democrații pe centru, și pe centru dreapta o să avem Maia Sandu cu Andrei Năstase,
și să vedem care va fi deja și de pe circunscripții. Apropo, pe circunscripții o să fie un mare buchet Moldavia acolo. Asta am vrut să spun. O să vină, da. De pe circunscripții o să vină candidați, nu numai decât reprezentați de partid, dar chiar și absolut independenți. Admit chestia asta. 5 sau 10 deputați o să fie autorități. Domnul Mihaiș, eu vreau să vă întreb, iată, cum vedeți dumneavoastră viitorul guvern? Ce culoratură va avea? Iată, în situația asta confuză, cam aici zice. Depinde, să vă spun de ce depinde. Depinde totul de capacitatea de comunicare și de negociere și de consens. Pentru că tu când te duci în campania electorală, te duci cu un program electoral, da. S-a terminat campania electorală, la 20, tragi linie, vezi câte mandate ai obținut, câte susținere populară ai, care are mai multe mandate, normal că turta e mai mare, în sensul că poate să ceară mai mult la o masă de negocieri, dar nu poți să pretinzi că, uite, domnule, programul meu electoral e cel mai corect din lume și dacă nu faci... Haideți să ne conducem după el. Noi da? nu facem coaliție cu nimeni. Da. Trebuie să mai dai și de alte zici, uite, domnule, că aici eu mai pot ceda. Dar aici nu pot ceda, dar aici hai cedează tu. Și dacă ajungi la un consens, poți să faci o coaliție pro-Moldova, o coaliție pro-europeană, pro-Moldova, care să pună în... Eu așa văd cel puțin, da. Care să fie în fruntea mesei, interesul de a crește Moldova aici, Republica Moldova, o Moldovă europeană, o Moldovă civilizată, unde se respecte drepturile omului, unde se crească economia, să fie hoții la pușcării și nu în fruntea mesei. Dar așa o Moldova, eu cred că e real de construit după alegeri. Domn deputat, aveți a comentat? Da. După aceea eu am o serie de întrebări către dumneavoastră. Dacă să sumăm aceste cifre care s-au fost spuse, da. 3-12 respectiv 32, noi obținem o sumă de 68%. Restul, spuneți, 32%, nu este clar ce va fi cu ei. Eu am înțeles. Și să mai ales că le-ați luat de aceștia 3. Corect. Și respectiv, dacă să luăm așa, înseamnă că doar din această listă, adică dacă proporțional vor fi divizat, noi trebuie să luăm peste 40%. Ceea ce noi nu suntem de acord cu aceste noi, sondajele avem a noastre interne, care spun că procentul este mult mai mare. Dar trebuie să recunoaștem că acum știți că noi am început procedura de primaries, verificăm toți candidații noștri care au fost candidații în candidați prezentați pentru a vedea cât sunt de activ. Apropo, cât ați prezentat voi? Îmi pare că în afară de Transnistria... Transnistria... Transnistria și cei după hotare. Sunt 5, da? Da. Domnule Bedinski. De aceea, eu cred că și acești candidați, o parte din ei, sigur că dacă nu se vor isprăvi cu primaries, înseamnă că probabil că Consiliul Republican va primi altă decizie de a schimba. Acestea au fost propuneri care au venit din teritoriu, unde organizațiile teritoriale și-au văzut acești lideri. Dacă nu se vor isprăvi, într-adevăr vor fi schimbați și cred că în viitorul Parlament o să avem o surpriză foarte mare. Să nu repetăm noi anul 2001, când un partid de stânga va lua majoritatea, poate chiar și constituțională, în Parlament. Domnule Bedinski, eu vreau să revin, iată, ceea ce anunța și domnul Mihăieș, la instituția prezidențială și la datele acestui sondaj făcut public de Institutul Republican Internațional American, care spunea că majoritatea cetățenilor, în proporție de 47%, evaluează pozitiv activitatea președintelui Republica Moldova. Domnul Mihăieș încerca să identifice, de fapt, un factor, fiind ales direct de cetățenii, gradul de credibilitate ar trebui să fie mai mare. Cel puțin așa încercesem eu. Da. Respectiv, dacă e să facem o comparație cu fostul președinte, lucrul ăsta este evident de creștere, de încredere. Cum s-ar explica? Eu cred că creșterea încrederii nu este datorată faptului că dumnealui a fost ales direct de cetățeni. Cetățeanul în 2016 i-a dat domnului Dodon această încredere, dar în 2 ani de zile putea să o piardă integral și putea să rămân 2-3% de susținători. Dar noi vedem că creșterea dumnealui, că încrederea în președintele Igor Dodon și instituția prezidențială crește. Aceasta denotă că el într-adevăr face acțiuni corecte pentru Republica Moldova. Și trebuie să recunoaștem că din ultimii ani el este cel mai activ președinte. El, într-adevăr, chiar și foști angajați, să spunem așa, a președinției, deoarece acolo doar Igor Dodon, când a venit în președinție, au fost schimbați doar consilierii și câțiva angajați. În rest, tot aparatul a rămas. Dar ei recunosc cu regimul de lucru care îl are domnul Dodon, e foarte complicat lor să lucreze. Pentru că el este foarte energic, el zilnic are câteva întruniri, el are deplasări. Chiar și paza, eu s-a menționat că domnul președinte a fost între cetățeni în ziua de duminică și eu am văzut paza
câte probleme aveau, dar nicătând la aceasta el a spus, băieți, vă dați la o parte, dați voi, eu să discut cu oamenii. Adică nu au fost impedimente, lumea venea, la cuprindeau, într-adevăr, erau bine dispuși față de lui. N-am văzut niciun moment în care cineva să aibă o atitudine negativă față de domnul președinte. Evident, sunt troli care încearcă să facă public anumite mesaje care ele, de fapt, sunt menite pentru a distruge stabilitatea în Republica Moldova. Noi trebuie să recunoaștem că domnul Dodon, reieșit din împuternicirile care le are el constituționare la moment, el face de 10 ori mai mult decât el poate, decât ar putea să facă alt om. Da. Pentru mine, într-adevăr, este o situație când mie îmi place cum lucrează, cât e de activ și că este în stare să mențină acest echilibru foarte, foarte complicat. Domnul Raila, vreau să vorbim despre cultură politică, vreau să vorbim despre politicieni grad de încredere. Iată, ăștia ar fi termenii cheie în jurul căreia am vrea să discutăm. Și când zic lucrul ăsta, mă refer la imagine postate pe rețelele de socializare în ziua de duminică, când Andrei Năstase este prezent în satul Sălcuța și aduce anumite jigniri locuitorilor de acolo și încearcă să îi împiedice de a ajunge la manifestarea pe care au organizat-o Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Cum comentați dumneavoastră, în calitate, iată, de cetățean, e firesc ca un lider politic să înjure, să aducă anumite acuzații, să împiedice desfășurarea, nu știu, sau deplasarea într-o anumită zonă? Eu cred că domnul Năstase... Probabil sunteți la curent despre ceea ce... Eu cred că domnul Năstase mai gine s-a apucat de lucru, mai lucra și decât să strică lucru pe poate strică oameni și sau strică și vata care într-adevăr oameni vor din suflet, el avea să ajute cu și vata la oameni, să iese cu inițiativă, să iese cu asta, decât pur și simplu să vină și să facă show. Așa, pentru când oamenii într-adevăr vineau și oamenii într-adevăr vreau să susține pe domnul președintele. Asta nu e corect din partea domnului, asta e părerea mea personală. Dar iată, discutam un pic mai devreme despre datele sondajului de opinie, despre instituția prezidențială. Vreau să vă întreb, chiar cu tot din adinsul, există un transfer de imagine între instituția prezidențială și Partidul Socialiștilor? Cum îl catalogați dumneavoastră? Eu gândesc că, în primul rând, oricum, Partidul Socialist susține pe domnul președintele, susține cu tot ce poate. Da. Domnul președintele lucrează deja, adică are o putere care pot să ajute cuiva, care pot să facă și, oricum, mi se pare că evident că socialiștii susțin pe domnul președintele și de asta... Domnul Mihaiș, haideți să pornim de la reacția domnului Năstase. Cum ați primit-o dumneavoastră? În calitate de analist politic, este o supărare, iau în ghilimele de rigoare pentru un anumit segment de populație, pentru un anumit electorat? Se împart în câteva categorii, una dintre care este populiștii și extremiștii. Am mai spus-o, din păcate, domnul Năstase este un politician extremist și populist. El încearcă să-și dobândească anumite beneficii electorale, anumite dividende politice. Pozând într-un fel de Jirinovski din Republica Moldova, aruncând cuvinte grele, provocând forțele de ordine. Am văzut atunci, dacă vă aduceți aminte la Parlament, când anumite grupe PD-ului s-a băgat peste oameni și au fost nevoiți să-l apuce de mâini, să-l dăie la o parte, ca pe un huligan ordinar, dar în ochii electoratului el a crescut, pentru că doar le plac manifestații de genul ăsta, la unii, nu la toți. Probabil că cineva l-a învățat special, domnule, fă provocări cât mai multe, că așa e să fii mai popular. Că tu cam nu prea ești deștept, dar în schimb puteai să mai dai din coate și poate te apreciază lumea. Și el, în lipsa unor școli mai bune, înțelege să-și poate mărieze imaginea prin radicalismele respective. Că aici nu contează deja culoarea electorală, contează că orice om din Republica Moldova, orice cetățean trebuie respectat, stimat și fără tot felul de să zic așa, nimeni nu are dreptul, mai ales un politician care pretinde că vrea să fie parlamentar, să jăgnească și așa mai departe. Aici, e o lipsă de cultură politică? Cu asta spus, începeam. E populism de doi bani, ceea ce a făcut dânsul la televizor, ca să arăte la Jurnal TV că el este
antistâng, antisocialist și hai votați-mă că eu sunt de dreapta, dar ești de stânga, vedeți că lupt cu dânșii. Dar nu așa te lupți cu stânga. Te trebuie să lupți cu niște idei, să vii cu niște propuneri, să arăți că ești mai inteligent, să arăți că ideile lor nu sunt reale, dar nu să sari la bieții oamenii care ați văzut că erau niște oameni în vârstă acolo, care nu au nicio vină, absolut. Încă aceeași întrebare pe care am acordat-o domnului Răilean, transferul de imagine, instituția prezidențială. Asta, da, e întrebare fundamentală pentru socialiști, pentru că aici întrebarea constă în faptul dacă va putea președintele Dodon să participe sau nu la aceste alegeri. Unii juriști, inclusiv care au fost în Curtea Constituțională, apreciază că nu poate, pentru că este decizia Curții Constituționale care stabilește că președintele trebuie să fie a tuturor, că trebuie să fie arbitru. Să nu fie membru de partid. Dar eu opiniez în felul următor. Dânsul, normal că el este cetățean Republicii Moldova, domnul Dodon, și poate candida. Numai că în cazul dat, dânsul trebuie să-și suspende calitatea de președinte. Da. Și dacă dânsul vrea să candideze, poftim, nimeni nu poate să-l împiedice să ducă primul prin la socialiști, în cazul dat, el scrie cereri la Curtea Constituțională și spune, domnilor, eu mă duc să candidez în alegeri, să fac propagandă electorală, dreptul meu să o fac, dar dumneavoastră puneți-l în locul meu sau pe președintele Parlamentul Candu sau pe primul ministru Filip, pe momentul când eu mă duc în campanie. Acasă ar fi corect și cinstit și legal. Vă rog, domnule Bedinschi, dați o altare. Dacă mergem cu această abordare, vorbim de suspendare și de incompatibilitatea funcției de ținut de către președinte, atunci aceleși obligațiuni ar urma să fie și față de prim-ministru și față de președintele Parlamentului. Pentru că și ei, ambii, vor fi tot candidați. Dacă Curtea Constituțională va decide că prim-ministru și președintele Parlamentului nu urmează să-și suspende funcția, atunci dați să vedem. Dar dacă toți trei vor trebui să-și suspende funcția, atunci unul din ei o să trebuiască să aleagă. Totuși, care rămâne. Situația într-adevăr o să trebuiască să... Nu, eu am vrut să spun. Știți, eu cred că nu există în Republica Moldova o persoană care are să aibă dubii că președintele Igor Dodon și Partidul Socialiștilor sunt o forță care pot să iei majoritatea în următorul parlament, dar indiferent de faptul va fi domnul președinte pe lista Partidului Socialiștilor, nu va fi. Oricum, el rămâne liderul Partidului Socialiștilor, pentru că noi împărtășim aceleași viziuni. Nu este vorba pur și simplu de atât că el e președintele Republicii Moldova, pentru că noi avem aceleași viziuni asupra dezvoltării statului și ne vrem, într-adevăr, dezvoltarea statului împreună. Dacă mai sunt și alte partide care, într-adevăr, sunt gata să-l recunoască pe dumnealui ca lider, nu ca oponent, dumnealui este predispus să întâlnească, să vorbească cu toți și vedeți că el manifestă într-adevăr în afară de acele persoane care sunt destructive pentru stat, care pledează pentru distrugerea Republicii Moldova. Cu aceea, sigur, el nu poate să aibă careva discuții. Ziceam la începutul acestei emisiuni că știrea care a marcat această zi, până la urmă, rămâne a fi demisia guvernatorului Cioclea din fruntea Băncii Naționale. Am urmărit atent majoritatea instituțiilor media cum au prezentat această știre, am urmărit rețelele de socializare și comentariile de acolo. Mulți și din analiștii politici s-au lansat în tot felul de supoziții. De ce a demisionat dânsul? Că nu ar fi acceptat semnarea unui nou jaf? Alții ziceau că ar fi legat cu ceea ce se numește amnistia fiscală și așa mai departe. Eu să rog regia ca să ne facă legătura telefonică cu Veceslav Ioniță, economist, de la care vreau să aflu ce consideră domnia sa pe marginea acestei demisii. Regia ne anunță când va fi acest apel. Domnule Răilean, dumneavoastră cum ați primit? Vi se pare ceva dubios din faptul că din 2016 dânsul se află în fruntea Băncii Naționale, ori acum final de 2018 s-a hotărât să se retragă. Această demisie cu sută coața albă? Evident că nu, dar dacă sincer cu întrebarea asta, eu nu sunt mai mult la curent și nu pot să spun o... Dar credeți că politicul a influențat asupra activității domnului Cioclea? I s-a sugerat? Sincer, nu pot să răspund dacă să răspund asta. Domnul Mihăieș, cum vedeți demisia? Eu am văzut poziția domnului Cioclea, el a spus că din motive personale, dânsul
își dă demisia. Apropo, domnul Candu, președintele Parlamentului, a venit cu o reacție pozitivă. A spus că pozitivă în sensul în care a apreciat munca domnului Ciolo. Trebuie să recunoaștem că dânsul a preluat un mandat într-o perioadă foarte, foarte dificilă. Perioada când sistemul financiar bancar era practic pe marginea prăpastiei și era pericolul să pierdem tot sistemul financiar și putea chiar și țara scadă de urma asta. Dânsul împreună cu Fondul Monetar au făcut o muncă mare, că au restabilit băncile, avem acum 2-3 bănci viabile, bune, sistemice, care pot să ții 100 de euro fără să temi ca să vină cineva să ți-i fure. Deci, s-a întâmplat cu miliardul până la urmă, pentru că atunci când venea și dânsul, dar și anumite partide politice ne sugera și ne încredințau până la urmă faptul că totul va fi ok. Cu miliardul este o investigație care răspunde Procuratura Generală la aceste întrebări, pentru că ei sunt cei care trebuie să încheteze împreună cu CNA-ul. Dar o colaborare evident ține și de BNM. BNM-ul este cel care a comandat rapoartele cu rolul și cu rolul nu e publicat, cu rolul 2 nu e publicat. Eu aș sugera BNM-ul să publice cu rolul 2 pentru că asta cere și Uniunea Europeană. De asta eu cred că e interesul cetățenilor să știm ce scrie acolo. Să nu protejăm niciun nume care lasă să-și apere demnitatea instanței judiciare dacă eventual consider că prin dreptă sunt numite în aceste rapoarte. Pe total, eu apreciez că a avut o muncă de nota 9. Domnul Cioclea, faptul că pleacă, e dreptul lui să o facă, poate a obosit, poate are omul și el nevoie de anumite... Nu vedeți misiunea politică? Ca să eu nu văd de ce ar fi presiune politică pe el, tocmai în momentul când era perioada cea mai grea a trecut. Cea mai grea perioadă a fost 2016, 2017 și 2018. 3 ani, chiar și anul ăsta a fost până la jumătate de anul critic pentru sistemul financiar bancar. Acum, vă repet, noi avem o legislație care Uniunea Europeană o laudă în raportul său de țară, avem rezolvată problema crizei financiare, băncile sunt restabilite, a rămas numai de investigat miliardul, asta deja e tema care nu e la Banca Națională, dar e la Procuratorul General. Da, domn deputat, dumneavoastră probabil cunoașteți mai multe amănunte în legătură cu... Păi, chiar cu domnul Cioclea nu ne cunoaștem. Cu BNM-ul, nu fac referire la contactul direct. Păi, declarația lui a fost că este în legătură cu situația familială, are unele probleme personale. Trebuie să recunoaște că el a venit în Republica Moldova fiind angajat în structurii internațional. În afară Republicii Moldova și cred la acel moment, noi tot am dat întrebare, spuneți vă rog, salariile care le aveți acolo cu cel care vine în Republica Moldova cam, nu a fost o discrepanță? Da, și dumneavoastră a spus că pentru el nu este o problemă. Cine știe ce s-a întâmplat la el, nu vreau să intră în diferite idei conspirative și conspiratiste și să spunem că, uite, a fost influențat, a fost influențat. Personal, eu și cred că și colegii mei vor fi de părere că ar fi bine în integru și Parlamentul și Guvernul să-și dea demisia și să aibă locuri alegerile cât mai rapid. 24 februarie totuși e cam mult timp. Mai este necătând la faptul că moldovenii sunt tari la așteptat și la răbdat, dar oricum ar fi bine cât mai repede să se rezolve această întrebare. Domnule Lebedenschi, discutam și cu alte ocazii, totuși legat iată de aceste inițiative care parvin din partea Partidului Democrat legat de referendum și legat de reducerea numărului de deputați. Ce poziție? Eu am mai spus, dacă să ieșim din componența actuală a Parlamentului, eu sunt de acord că el trebuie redus în jumătate măcar. Dar dacă să ieșim din volumul de lucru cât este necesar de lucrat, și cât, într-adevăr, dacă Parlamentul ar fi unul eficient și lucrativ, dacă conducerea Parlamentului i-ar implica pe deputați în zilnic, în activitate, cât este necesar, într-adevăr, atunci eu cred că și 300 de deputați nu ajung. Noi nu trebuie să ne legăm de un anumit număr. Noi trebuie să înțelegem că deputații sunt angajați ai poporului. Atâta timp cât ei au un volum mare de lucru, atunci acest volum trebuie fizic o persoană să o reușească să o facă. Dacă volumul de lucru și eficacitatea acestei echipe este mică, înseamnă că reduci numărul deputaților. Dacă ei sunt eficienți și este o activitate, este necesitate într-un număr mai mare de sporit, atunci putem să-l creștem. Dar noi trebuie să vedem reforma care este propus în interiorul Parlamentului, deoarece asistenții urmează să fie reduși, acolo, urmează să fie o restructurare întreaga a secretariatului Parlamentului. Ceea ce eu cred că nu ar trebui actualul Parlament să se expună asupra la acest număr. Dacă noi rămânem la un număr stabilit în Constituție de deputați,
evident, el ar trebui să fie unul minim în proporție cu numărul cetățeni care există, care sunt pe teritoriul Republicii Moldova, a căror interese ei le reprezintă în Parlament. În așa caz, noi ar trebui să manevrăm nu cu numărul deputaților, dar cu numărul asistenților, consilierilor și alte structuri care sunt la dispoziția deputatului și sunt destinate pentru a facilita și a organiza lucrul deputatului. Pentru că o persoană nu poate să cunoști tot. Da. Eu recunosc că eu nu studiez toate proiectele de legi care sunt, pentru că sunt unele proiecte de legi chiar, în care eu chiar nu înțeleg. Da. Deci eu nu vreau să intru în domeniul care este departe. Da. Domnule Răilean, începutul anului acestuia, în anul 2018, până la urmă s-a manifestat și prin două acțiuni organizate, cred că de tabere politice diferite. Primii erau unioniștii care ziceau că în anul centenarului ar fi cazul ca să aibă loc reunirea țării. Pe de altă parte, Partidul Socialiștilor a reușit, practic, în 250 de primării, aproximativ 250 de primării, care au semnat această declarație pentru păstrarea statalității și suveranității Republicii Moldova. Întrebarea reiese atât din acest fenomen. Era zdruncinat în acel interval de timp ceea ce numim noi stabilitate politică a țării? Eu am făcut sondajul pentru mine, așa, plus minus, și am văzut că mă gândeam tot că este mulți unioniști la noi în Moldova, da? Dar și m-a bucurat faptul că nu sunt așa de mulți. Pur și simplu, poate ei vorbesc mai mult, poate fac niște acțiuni mai mari, dar ei sunt foarte puțin. Chiar după alegerile ne vedem și parlamentare sau alegerile prezidențiale care au fost și acolo se vede că într-adevăr la noi mulți oameni apăr patria și ei iubesc Moldova. Și ei vor să trăiască în Moldova și nu vor nici unire, nu vor nici, ei vor anume. Și da. Asta că mulți oameni susține pe domnul președintele, de asta că el într-adevăr vrea să rămâne statul nostru Moldova și nu să fie unir, nu să fie mai multe. Domnul Mihaiuș, vreau să rămânem albe acestei dimensiuni. A avut loc o zdruncinare a veții social-politice, ca să fiu mai exact? Bine, noi trebuie să înțelegem că cetățenii Republicii Moldova au emigrat masiv, o mare parte din ei în multe țări occidentale, au văzut acolo altă viață. Normal că oamenii comunică, nu știu care cifra exactă, dar eu aș spune că fiecare patru le-ai plecat din țară, ori în est, ori în vest. Dacă noi eram în 1989 4.300.000, eu cred că suntem undeva 3 milioane în țară și 1.300.000 cam prin afară. Da. Și să nu uităm că noi nu controlăm teritoriul Republicii Moldova, avem și cetățenii Republicii Moldova, cred că regența ancestreană. 230.000. Care au ținerea moldovenească, dar care mai sunt și copii și mai sunt, vreo 4.000 sunt acolo. Per total, noi suntem circa 4 milioane cetățeni moldoveni în toată lumea, ca zic așa. Pentru că aici trebuie să luăm omul, dacă nu și-a retras reședința, el se consideră că e cetățean cu reședința Republica Moldova. Chiar dacă trăiește în Italia 6 luni pe an sau în Moscova 3 luni pe an. Până la urmă, la 4 milioane de locuitori, noi avem o țară mică, după standardele europene, Danemarca, de exemplu, putem să ne comparăm cu, eu știu, cu Norvegia, care are tot 4 milioane. În țările mici, în general, care este cea mai importantă specifică a țărilor mici? E mai ușor de guvernat. Pentru că teritoriul e mai mic, populația e mai mică și, de obicei, atenție, în țările mici e mai înalt nivelul de trai decât în țările mari. Cu condiția, vă dau exemplu, cea mai bogată țară din lume, astăzi e Norvegia. Bine, chiar au și petrolul acolo. Dar dacă luăm Danemarca, care petrolul nu are, tot e nivelul înalt de trai. Deci, anumite țările Benelux. Deci, o țară guvernată corect, chiar și fără petrol și fără gaz, poate trăi bine. Poate prospera. Și Republica Moldova ar putea să devină un exemplu și el care să confirme această regulă cu condiția să avea o clasă politică capabilă să fructifice situația noastră. Acum suntem în Europa, avem posibilități de a obține investiții și din Europa, avem posibilități să vindem și în Federația Rusă. Trebuie să folosim cumva toate aceste circunstanțe pentru a avea o țară mai bogată și mai dezvoltată. Da. Domnule Bedenske, avem foarte puțin la dispoziție. Eu vreau să ne spuneți, iată, raportat la valul ăsta unionist și la ceea ce a organizat PSRM-ul legat de cele aproximativ 250 de primării care au optat pentru păstrarea statalității și suveranității Republicii Moldova. Acest val a trecut.
riscul a trecut? Mai avem încă o etapă, 1 decembrie, când va fi Ziua Unirii și cred că după aceasta... S-a epuizat. Este un an, un centenar, 100 de ani de la Unirii. Eu consider că a fost, de fapt, o alipire a Republicii Moldova, dar, să presupunem, nu întrebăm istorie. Aspectele istorice. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, dat să vedem viitorul care va fi. Anume, din acest considerent, domnul președinte a anunțat anul 2018, anul Ștefan cel Mare. Au fost mai multe acțiuni într-o susținere stabilității. Și nu există nici în geopolitică, dar nici în politică, nu există prieteni în permanență. Există aliați, există parteneri și aceia toți sunt temporari. Pentru că orice stat, dacă își vede viitorul său, el trebuie să-și vadă de familia sa, de statul său, de cetățenii săi, de interesele acestui stat. Și anume în acest considerent, noi și pledăm pentru relații bune absolut cu toate puterile și supraputerile care există în lume. Pe această notă sunt obligat ca să pun punct ediției de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatorii, în numele întregii echipe, eu vă urez o seară bună.